Suntem, ce să zic, mi-e rușine cu mine astăzi. Nicolae Stanciu este aici, bine ai venit. Bine v-am găsit. Mi l-a luat tare pe al meu. Da. Și pe tine, stai liniștit. Pe mine deci, nu m-a luat atât de tare. Nu atât de tare, dar... Deci la mine ce problemă ai? Deci... La mine ce? Dă-mi te rog sacul ăsta, să-l dau și eu de pomană la altcineva. Dă-mi te rog și încălțările astea. Te rog eu, deci, deci încălțările astea le porți de 3 ani de zile. Deci nu înțelegi, fii atent. Am luat acest sacou pentru că se potrivește foarte bine cu aceste șosete. Așa. Pe care aș vrea să le vadă, okay. Să le vadă toată okay. Țara. Pe care le-am primit de la nașul meu Bogdan aici de față. Uite ce. Așa, mulțumesc. Eu încerc în apărarea mea, Neculai. Da. Că simt nevoia să intervin. Să-l duc către iunii, da. Ușor, ușor, cu șosete din ce în ce mai puțin încărcate. Da. E o tranziție, ce vezi tu. Și legat de Adidas, să știi că nu sunt de acord. Este cadou primit de la mine și de la Bogdan pentru ziua lui acum, să fi fost vreo 4, 5, 6, nici nu mai contează câți ani. Dar nu da, te lua de sunt doar de anul trecut pantofii ăștia. Doar că i-a purtat în fiecare zi de arată ca și când. Da, a fost și la fotbal cu ei, asta e altceva. Da, după cum vezi, nici ei nu te ajută, tu arată șosetele, hai. Ia. Nu vreau. Ridică pantalonul, ridică dar pantalonul. Nu vreau că nu sunt epilat pe picioare, na. Te-a luat. Și atunci nu ești pot la alergat să... după emisiune? Dar ce ai tu cu șosetele mele? Ce au? Uite și tu. Uitați, ce am făcut? Dar sunt, tu ai șosete că nu văd. Eu nu mă pronunț. Nu te pronunța că n-ai ce să zici. Pune-ne pe noi. Mă rog, hai să... Că sunt curați ăștia, n-ai zice. Să găsești și tu ceva. Cum ar fi să vii cu mocir la aici în platou? Păi am mai venit. Ok, hai să fim profesionali, vă rog frumos. Neculai, să știi că avem de mers la două evenimente. Frumos. Da? Primul e Festivalul Brazilor de Crăciun, care a avut dress code, rochie lungă sau smoking. Ați făcut bani? Ați vândut Brado? Da. S-au făcut mulți super bani. Super Brado. Da. Bă, superb. Bradul creativ, nostru... așa, frumos. 10.000 de euro. Pe creație. Neculai. Nu, 10.000 de euro la propriu. Doamne ajută. Da. Foarte bine, bani care au ajuns la copii, la organizația Salvați Copiii. Hai cu evenimentul, deci. Și al doilea eveniment a fost lansarea unui parfum, a fost un cocktail party, ambele au fost seara. Deci, nu știu, va trebui să judeci cumva în funcție de fiecare eveniment, dar mai întâi zic să vedem ce au purtat vedetele și revenim cu comentariile tale, da? Hai. Să vedem. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cum ți-ai ales ținuta și cum ai descriu? O ținută de gală. Îmi place foarte mult catifeaua. Îmi place foarte mult să mă îmbrac în haine în care să mă simt bine și catifeaua este un astfel de material și mi se pare perfectă pentru o gală. E foarte distinsă catifeaua. Mi-am ales conform dress code-ului. Este o ținută pe care am cumpărat în 2007. Ținuta mea este făcută de Dana Budeanu, pe care o iubesc și mulțumesc foarte mult pentru că în fiecare an face rochia și am niște pantofi de la un brand românesc. E ținuta clasică ce e dulapii și pe mine și cam asta e, adică nu m-am chinuit foarte mult, am luat să fie cromatic cumva totul, dar mi-e cald acum, dacă mă întrebi, e foarte cald. Lălâi se numește stilul, mai lăbărțat și îmi place că mă simt comod în hainele astea și lumea chiar apreciază. Acum... Rămâne de văzut. Da, rămâne de văzut dacă se apreciază. Dar și un pic așa să iasă în evidență prin culoarea albastră pe care am ales-o, un albastru electrizant. Cam așa aș putea, elegantă și la locul ei. Din ce este compusă? Este compusă dintr-o pereche de pantaloni, un sacou, pe dedesubt am un body mai sexy, dar trebuie să vadă așa doar puțin, știi, dacă te miști stânga-dreapta, ce se poate observa. O pereche de cercei, eu sunt nebunită după bijuterii, de obicei port și mai mari, dar în seara asta am zis, hai să nu ieșim atât de mult în evidență. Acest trench pe care l-am pus peste, pentru că e foarte frig afară, acum am încălzit, stând de vorbă cu voi. O gentuță simplă. Ținuta mea mă face să mă gândesc la mare, iarna, mare înghețată și asta mă face iarăși să mă simt așa într-o atmosferă rocoritoare, dar în același timp romantică și provocatoare. Albastru pe care îl vedeți aici reprezintă gheața pe care eu o s-o topesc. Am o pereche de pantaloni cu sacou, care este de fapt un costum. Și o piesă care cred eu că este cea mai importantă la această ținută, acest corset. Cum îți descrii ținuta din seara aceasta? Am abordat o zonă relaxată în această seară. Am o ținută elegantă, dar nu foarte elegantă. Por niște tocuri mititele, astfel încât să-mi permită să fiu comodă și să-mi permită să ajung de la locul în care am parcat mașina până în acest loc absolut fabulos, pentru că am mers vreo 10 minute pe jos.
nu prea am noroc cu locurile de parcare, dar am noroc cu ținutele și reușesc să le potrivesc astfel încât să se potrivească cu evenimentul, dar și cu contextul, pentru că e foarte important să ne îmbrăcăm și în funcție de context. În această seară este un eveniment elegant, ținuta este cumva rafinată, este și casual și elegantă și sper să-ți placă. Îți place? Trebuie să vedem ce o să spună Neculai, nu? Oh, poliția modei! Oh, no! Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Oh, poliția modei! That's the sound of the police! Vedeți reacția ei? Păi n-ați avut reacția asta. Asta e vrea. Da. Da. Eu orice am mereu. Sacou, e ok. Da. Hai să începem cu... Vă rog eu frumos, hai să începem cu Andreea Raicu, că mi-a plăcut tare mult. Asta am pus mâna aici, mi-a spus să nu mai pun mâna. Pus, acum pus-o pui. Lasă, nu mai pun, că dacă așa, pun. Bine. Bine, mergem pe rochie, da? Rochia asta frumos, da, îi vine bine, îi complimentează silueta. De ce nu avem ceva, niște perle, un colier ar fi completat styling-ul. Nu-mi place cocul, cocul e de nașă. Nașă, nășică, de botez poate, dar îmi place rochia, ceea ce este foarte important. Atenție, dacă avem buș generos, este important să alegem o rochie cu un corset care să susțină foarte bine bustul. Nu să-l sugrume, dar să-l susțină. Nu știu dacă este te ajută ce sau nu. A fost și prezentatoarea evenimentului, Andreea. Foarte bine, e frumos, e bine. Da. Deci este ce trebuie. Este ce trebuie, da. Bun, hai să trecem la Camelia Șucu. Eu am mai spus despre ea, faptul că investește în itemuri, faptul că ne-am precizat și aspectul ăsta legat de rochie, că o are de ceva timp și acum a reintegrat-o, da, și a adus-o în actualitate. Îmi place ideea de blană cu rochie, nu-mi plac pantofii din ce văd, cel puțin din ce mi-ați arătat aici. Pantofii parcă ar fi dintr-un plastic, dintr-un plexi, dintr-un ceva. Nu știu sigur, dar dacă sunt așa, ar merge niște sandale, nu genul ăsta de pantofi. Poate și o geantă lipsește, dar îmi place ideea de blană. Ea este o tipă rafinată, știe să se prezinte și în fața camerei și la evenimente. Este un exemplu pentru multe doamne, da? Și atunci este ce trebuie. Mergem mai departe, Amalia Năstase. Aici avem o situație. Rochia, sigur că să spunem că îi ascunde anumite zone pe care nu vrea să le arate. Și este făcută în așa fel încât să ascundă treaba asta. Îmi dau seama total. Faptul că, are o rochie în V îmi place. Faptul că are acel șliț lateral îmi place. Pantofii în povestea cu această rochie care este cumva interesantă cu acel volum pe partea stângă, funcționează aceste încălțări, doar că aceste încălțări nu sunt versatile și nu merg la un alt styling, adică merg strict pe genul ăsta de rochie. Eu personal, dacă aș fi făcut styling pe această siluetă, nu aș fi ales o rochie care să-i ofere volum, dar nu îmi displace, adică nu pot să spun că nu este ce trebuie, pentru că îmi place că este și coafat, are și make-up, rochia cumva, așa cum v-am spus, poate și-a dorit să-și ascundă anumite, da, zone pe care nu vrea să le arate și atunci cumva este ce trebuie. Bun, mergem mai departe cu Gram, Gram de la Instagram. Gram de la Instagram, da. Da, nu-mi displace faptul că poartă hanorac, doar că, de exemplu, la genul ăsta de... asta e o ținută, nu știu, de ieșit la mall, de văzut cu prietenii și așa. Ideea în felul următor, că aș fi pus, de exemplu, la acești pantaloni cargo, nu știu, un sacou, ținând cont că a fost eveniment și poate, nu știu, punea un t-shirt sau un tank top, da, mai eu... Și era cumva mai într-o zonă mai cool. Aici, dar suntem la evenimentul celălalt, la da, dar da, că este în context de seară. Da, e tot context de seară. Da, aș fi era un cocktail party. Aș fi vrut un sacou, dar ok, apreciez că este o ținută potrivită pentru vârsta lui și pentru ce promovează el. Și când am fost eu în hanorac la eveniment, mi-ai făcut atâta scandalul că nu merg în hanorac la eveniment. Tu, în primul rând, Bogdan, ești prezentator la o emisiune. Doi, ești tată, ai o fată. 3. În caz că ai uitat un om. Da. În caz că ai uitat. Da. Deci? Deci este ce trebuie. Este ce trebuie. Perfect. Mergem mai departe la Cezara Munteanu. Cezara Munteanu. Aici avem o discuție lungă, dar nu ne permite timpul, pe culoare. Dacă alegem această culoare, trebuie să fim așa.
ori o culoare vibrantă la păr, ori blond imaculat. Negru cu albastru, niciodată în viață. Dacă, de exemplu, era... stai că vrei să zici ceva, nu? E culoarea care mie îmi vine cel mai bine, nu albastru metalic. Nu e adevărat. Asta e o chestie a ta pe care o crezi despre tine, dar nu-ți vine bine. Bine, așa, hai să vedem. Deci, acest albastru vine bine pe un alb, pe un blond perfect, cu niște pantofi silver, cu niște cercei silver, cu un plic silver sau, de ce nu, pantofi alb și cu accesorizare silver, da? Uh-huh. Când adăugăm culoare, cum ar fi albastru, care este foarte, foarte, care este în evidență și îți dă o anumită prezență, trebuie să faci styling. Nu să pui un set peste care pui un albastru, un palton albastru și ai făcut treaba. Nu. Deci clar nu se pupă, deci... nu se leagă. Nu este ce trebuie. Iar despre tine vorbim în pauză. Vorbim acasă. Okay. Roxana Condurache. Roxana Condurache. Măi, vedeți voi, când abordăm subiectul, când vine vorba să abordăm subiectul stil, avem abordări diferite, pentru că, din păcate, suntem într-o vreme în care ne lăsăm influențați de această, de această noțiune modernă influencer și nu mai avem propria noastră identitate. Adică faptul că punem un set la un eveniment nu înseamnă că suntem cool sau că suntem fresh sau că nu mai facem styling. Și în esență un sacou și un pantalon drept nu sunt, adică aceste două piese nu sunt atribute feminine, da? Adică aș vrea să văd dincolo de, da, topul ăsta de exemplu, de ce? Are umeri frumoși, are trăsături frumoase. Aș fi venit doar cu acest top, cu niște jeans loose, wide, căzuți așa pe pantofii pe care îi poartă și ținuta ar fi fost mult mai cool și mult mai actuală. Nu mai sacou ridicat. Timp. Nu mai avem mult timp. Hai da. Să vedem. E da, ce păi am pierdut timp cu voi la început că nu vă îmbrăcați bine. Nu e ce trebuie. Să trecem repede și la Emily Burghelea. Emily Burghelea. Emily Burghelea este bine, e relaxată, da. Pantofii ăștia Kitten Heel cu tocmi funcționează la genul ăsta de pantalon. Deci nu trebuie să vie neapărat pantalonul să acopere vârful, da? E ok. Cu, nu știu, nu e lanțul, că styling era cu lanț, că doar știm ținuta. E ce trebuie. Ai apreciat frica? De la ce? Final? Da. Da. Așa lucrez cu ea. Eu lucrez cu ea cu frică. Așa merge treaba. Am înțeles. Și în general toată lumea. Așa lucrez și cu noi, să știi. Păi așa trebuie. Da. Așa trebuie. Dar nu se vede la voi. Îți mulțumim frumos. Data viitoare când ne întâlnim cu Nicolae Stanciu o să revenim și noi cu mai multă frică. Mulțumim, Nicolae. Și eu vă mulțumesc. Iar